Specialiștii veterinari au confirmat noi cazuri de gripă aviară la păsări sălbatice de pe lacurile Bâtca Doamnei și Pângărați. În fondul de vânătoare, doamna Oanțu, pe 23 noiembrie, Laboratorul Sanitar Veterinar pentru Siguranța Alimentelor Iași a identificat genomul virusului influenței aviare prin PCR în seturi de organe recoltate de la 5 cadavre de lebă de vară. Acestea se adaugă altor exemplare afectate de gripă aviară înalt patogenă H5N1 pe parcursul ultimelor două luni. În condițiile date, municipiul Piatra a fost inclus în zona de restricție sanitară veterinară care are o rază de 10 km și care mai cuprinde comune vecinate.